Nu căutăm atenție, vrem doar să crească riciu. Chiar de ne vezi în chiloci, noi suntem la serviciu. Avem vin și suntem cam afumați și ne-am propus să cucerim 10.000 de congelați. Facem și bartere și give it away. Dăm de pomană și pentru bărbați și pentru femei. Primim orice fel de sponsorizări din România, USA sau nu știu care alte țări. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Săraci în portofel, dar mai bogați cu duhul. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Că suntem influenceri, ni se duce buhu. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Săraci în portofel, dar mai bogați cu duhu. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Că suntem influenceri, ni se duce buhu. Stimați congelat, invitați. El nu e Otelo, ea nu e Desdemona. Sunt doar Marius și Ilona. Mamă, ce apariție. Băi, nu, eu scala întâlnire seara asta. Mamă, cât de bine. Nu vine să cred. Wow. Păi da, mă, ca să fiu în formă, că eu vreau să trec la cuceriri, că mi-am dat seama că emisiunea asta noastră mai merge un pic, că ți-am zis, nu prea avem succes așa, adică nu se prelevează un succes imediat. Știu. Și dacă teatrele o să fie închise până în septembrie, eu trebuie să am, să îți spuneai de bunica ta că mă admiră. Da, foarte mult. Cred că se uită acum la tine. Să rămână doamna bunica lui Ilona. Da, o cheamă. Eu vreau să mă asociez cu toți oamenii mai bogați. E bogată? Nu prea. E așa. Bă, e medie? Adică are ceva avut? Da, are. Păi vreau neapărat să-i dai numărul de telefon să mă sune, că eu ca apariție, adică cred că i-ar face plăcere să meargă. Stă în Giurgiu? Nu, stă în București, Marius. Păi e perfectă, mă, e perfectă. Că vreau să-mi fac de asta, vreau să fiu un soțitor. Dar tu poți să fii, de exemplu, și ca și un fel de gigolo de ăsta, dacă vrei. Adică, știi? Gigolo, da, eu ca gigolo funcționez foarte bine. Numai că nu știu care e fișa postului la gigolo. Ce trebuie să facă un gigolo? Păi trebuie să ofere servicii contra cost, adică depinde, nu știu, să faci piața, să... Da, pot. Să iei de la farmacie medicamente, da. Să faci genunchii cu Voltaren, să... Da. Na. Păi asta cu Voltaren fac și la... Doamna fac și la mine. Exact. Faci și la probleme. Și cum ar veni, serile ni le petrecem împreună mângâindu-ne cu Voltaren. Exact, da. Dar eu cu papion, frumos, adică uite. Dar eu nu știu dacă... Eu zic că eu am văzut cum arată ăștia. Bă, arată foarte bine acum. Nu te supăra pe mine. Nu zic că tu nu arăți bine, că stă foarte bine. Cel puțin în seara asta pe mine mai da pe spate. Deci eu am transpirația, lax sunt, nu mai pot. Înțelegi? Mă strică un pic burtica asta, dar în rest să știi că nu, e foarte bine. Dar e bine, da. Dar păi dacă noi acum am făcut un mail aici. Să faci dansuri senzuale, dansuri sexy, dansuri de toate felurile. Am dansuri turcești pregătite, am dansuri de Caraibe, am de Miami Beach, am populară. Exact. Cred că în România prinde asta cu populara, cu hora, cu asta, știi? Călușul trebuie să știi. Păi călușul știu șerpișorul. Da, știu, toate astea le știu. Deci acum eu aștept invitații, aștept partide. Spagatul, fai! Eu fac spagatul mai ceva ca ăla care face spagatul la televizor. Da, fac spagatul, spun și o poezie. Aha, e foarte bine. Da. Uite, Florin, dă o idee foarte bună și m-aș băga la asta, sincer, m-aș băga. Știi? Să facem videochat împreună. Da, tu să mergi pe varianta asta de jingolo și eu pe varianta aia de care am discutat aseară. Adică să fie așa mai entertainment, știi? Bă, să fie mondent, că eu vreau să, adică să vadă lumea, să stăm să bem la un pahar. Asta e pentru mine video chat-ul, eu așa aș prezenta. Să fim eleganți,
Și să vedem la... Noi acum, dragi telespectatori, bună seara, dragii mei. Bine ați venit la emisiunea de bătrâni, Welcome Us in Our Home. Da. Noi acum am făcut și un mail special pentru dumneavoastră. Aveți aici în burtieră, iată circulă în burtieră acum un mail, unde puteți să ne scrieți, șefii noștri de producție sunt în spate și vă vor răspunde la toate mail-urile. Acolo vă putem trimite și link-ul să intrați în direct cu noi când o fi să fie, adică pentru cine dă suma aferentă să se încadreze pentru a intra în emisiunea noastră. Pentru că vreau să vă spun și trebuie să mărturisesc, Ilona, emisiunea noastră s-a dus mult. S-a dus, adică e vizionată de la Londra, e vizionată de la Popricani, e vizionată de la Pocreaca, e vizionată de la Iași, Huș. Adică avem toate. Și adevărat că bătrânii fac treabă bună. Exact. Avem venituri stabile, mă rog, acum nu mai avem venituri decât în chat-ul ăsta pe care îl organizăm. Aveți aici așa. Ia uite. Așa, și la, de exemplu, la welcomeusinourhome@gmail.com se poate, de exemplu, să trimiteți mail-uri cu ce ați mai gătit, ce ați mai făcut, ce vreți să ne spuneți, ce vreți să ne transmiteți, dacă aveți idei de colaborări, de ce nu? Asta, de exemplu, nu știu dacă ne-ați văzut că n-am fost în direct cu Pavel Bartoș. Ați văzut că n-am fost în direct cu Pavel Bartoș? Și de la el mi-a plecat ideea azi noapte când dormeam și practic făceam ceva rușinos. Mâncam ascuns noaptea la frigider. Mi-a venit ideea să, dacă aveți un talent, adică dacă știți să cântați, dacă știți să recitați, dacă să facem un fel de români au și n-au talent. Exact, că poate găsim talente noi, poate, na, cine știe. Și poate că ușor, ușor, așa n-am apucat aseară să vorbim cu Iată, Baloteștiul e cu noi, Ilona Piatra Neamțu e cu noi, Istanbul e cu noi, Jacardec Arduc. E salutul lor ăsta, Jacardec Arduc. Avem membrii noi în fan clubul nostru, Ilona. Vreau să-ți propun, dragă Ilona, după ce se va termina pandemia, pentru că pandemia asta la un moment dat se va termina. Eu am înțeles că domnul John Caramitru. Da. Știi cine e John Caramitru? Da, știu. Managerul. Are să-mi dea niște bani. Știi că am mai avut discuția asta și nu mi-a dat. Bun. N-are acum că a întrerupt spectacolele și probabil că spectacolele cu domnul Mălăele nu mai sunt așa de multe și n-are nici el. Madrid, hola Madrid. Espania, te adoro. M-am rugat de el. Espania, te adoro. Îți propun să facem un fan club, să ne întâlnim cu membrii noștri din fan clubul ăsta, să ne întâlnim o dată la lună, o dată la două luni, să mai discutăm, să mai schimbăm opinii, să mai schimbăm idei, fluide, putem schimba fluide, nu? Noi trebuie să ne anunțăm publicul ăsta numeros de pe live-uri, că noi continuăm live-urile și după ce lumea va avea voie să iasă din casă, poate într-un număr se termină sezonul ăsta, care este sezonul estival de Welcome Us, și începe sezonul celălalt, în care probabil o să facem emisiunea de două ori pe săptămână. Atunci când ne vor da voie să ieșim afară din casă. Că nici dacă, așa. Dacă ies din casă pe mine, dacă n-am o lesă, nu o mai aduce acasă. Plus că noi am stabilit deja că pe 16 mai încingem un grătar, adică e și treaba, știi, cu tot ce strângem din emisiunea asta, ne ajunge de o caserolă de mici, de 2-3 pulpițe de pui să frigem și noi. Adică e normal, știi, când toată lumea o să aibă viața. Ilona, noi toată viața am fost fripturiști. Exact. Acum doar nu ne facem de rușine când ieșim din pandemie. Dar eu am fost și fursecară, nu doar fripturistă. Oh, cum? Dar eu fursecară am fost la toate evenimentele, dar toată lumea care mă vedea știa că sunt lângă măsuța de fursecuri. Ce vorbim? Corect. Uh-huh. Ai băut, ai mâncat pe banii altora. Bravo, foarte frumos. Eu îndemn oamenii să facă cât mai multe lucruri fără să dea bani. Pentru că așa e frumos. Într-o societate civilizată, cam ăsta e viitorul. Exact. Să nu uităm de designerul care ne-a creat aceste tricouri pe care vi le puteți comanda și voi, designerul Luciana Toma, da, care face aceste tricouri minunate pictate manual spre unicat, care o să le avem cu toții, da? Uh-huh. Deci unicat, că le avem mai mulți. Să ne înțelegem că dacă mai sunt și hateri de ăștia care stau ei pe aici pe YouTube și zic că facem greșeli gramaticale, că mai sunt și de ăștia care ne urechează, că n-au ce să facă. Ne urechește. Să știe că astea e niște glume și dacă nu le înțelege să se ducă pe alte chat-uri și pe alte care are glume mai deștepte. Punct. Exact. Uite, să mergem la TV, dar la TV-ul tănase Florin. Dragă Florin, noi suntem săpați frecvent la step frecvent, suntem săpați pe toate posturile. Eu am încercat la Antena 3, nici vorbă, nici pomeneală. La Digi nu se poate intra pentru că avem aceleași culori. Observați că avem aceleași culori la ecrane și ei zic că le facem concurență. Eu nu înțeleg de ce, pentru că prezentatorii noștri sunt mult mai nu sunt în formă deloc cum sunt ai lor. Exact. Nu înțeleg de ce.
Suntem sub nivelul mării și nu înțeleg care e problema. De ce suntem de noi? Apăcatul ăsta, șef la cuțite, care nu mai e șef la cuțite, e titan la cuțite acum. Ce să vezi? Titan la cuțite. Da, mă, a câștigat Asia Express. Da, mă, știu, e titan la cuțite și noi suntem în același timp titan pe YouTube. Adică, vezi, aici se bat lucrurile cap în cap. Am aflat ce s-a întâmplat aseară. Aseară Pavel Bartos nu că n-avea semnal. Pur și simplu n-a vrut să fie în emisiunea noastră ca să ne crească riciu. Pentru că la noi acum au început să apeleze firmele care înainte era la ei. Și acum... Da, caută pe noi, da, știu. Ne caută pe noi, da. Sunt de acord, dar să știi că nu sunt supărată, pentru că eu simt că merge din ce mai bine. Acum că s-a terminat Asia Express și așa mai departe, totuși e un plus pentru noi. N-ai și de un de minus de pentru ei, bănuiesc, nu? Da, și noi acum suntem lansați. Deci eu sunt cu pachetele primite toate, cu bugetul la zi. Na. Ai plătit facturile? Am plătit facturile, nu mi-a tăiat internetul, gazul încă-l mai am. N-am mai dat drumul la centrală să fac economie, că nu mai dau. Dacă s-a încălzit afară, la ce să mai dau? Păi la Sușa deschis să intră căldură de afară o grămadă, nu mai păi dau. De acum, dacă e ceva, eu pot să dau și la alții. Adică fac de asta, barter pe căldură. Da. Trimit la alte căși de pe lângă. Acum că s-a și lumina, mai țin lumina aprinsă toată ziua, bună ziua, că s-a lungit ziua și țin deschisă lumina de afară, să vină de la soare. Corect. Asta mi se pare. Ce primesc cei care devin membri? Acolo există jos, avem acolo, noi o să trebuiască să trecem toți membrii pe o hârtiuță și noi da? Acolo oferim niște chestii. Niște chestii grele, adică aveți de la conversații cu noi în particular, că când te mai întâlnești cu doi prăpădiți ca ăștia să-i mai vezi în particular, adică aveți sesiune de Q&A, adică să ne puneți întrebări, noi să răspundem dacă om știți să răspundem. Avem intrați în live cu noi de două ori pe lună, bine, ăștia cei mai plătitori, adică o să aveți emisiunea cu noi, pur și simplu, să vedem dacă se leagă ceva. Exact. Noi suntem miezul la Bijboc, adică acum. Uite, dă-ți, te rog, ce a spus Mirela, că sunt pe toate posturile. Nu știu unde sunt, că nu îmi dau seama. Ce zi păi dacă ai reclamă la toate alea, ai făcut... mai este un buton, ăsta e butonul de alăturite sau join sau ceva, că nu mă... joint, cred că e un buton joint acolo. Da. Și să apăsați pe joint, de câte ori puteți apăsați pe joint. Și mai aveți jos acolo în bară, până intră invitatul, că încă nu e pregătit. Am înțeles că invitata încă nu e pregătită, din câte îmi dau... E tot într-un interviu la alt poză, televiziune, nu știu unde e. Mai aveți, uitați, vă dau o poză. Vă scot și bannerul ăsta ca să vedeți. Uitați, am scos bannerul. Nu l-am scos. N-am scos bannerul, nu știu cum să-l scot. Mă rog, este acolo jos încet un uite. M-am dus pe. Uite aici jos, vedeți, este un dolar mic. Vedeți un dolar mic? Ăsta, dolarul ăsta mic, dacă l-apăsați, oferiți o bucurie telespectatorilor și implicit realizatorilor emisiunii ca să continue emisiunea pe cai mari. Pe exact. Cai foarte mari. Acum sunt pe ponei, personal. Acum pentru ponei. Uite, întreabă Larisa cum poate să devină membru. Păi este acolo un buton, Larisa, care scrie joint sau join sau ceva, nu știu. Join. Join us sau alăturte sau dacă vrei să faci parte din comoditatea asta care am creat-o noi, că noi am creat aici o comoditate pentru toată lumea. Da. Puține emisiuni au comodități de astea. Aș vrea să scot mizeria asta de pe ecran. Și am și scot. Vreau să o văd pe Ilona. Nu se mai scoate. Gata, asta este. Să-mi explici un pic. Eu, de exemplu, știu pe cine avem invitat în seara asta. Oamenii probabil că știu, pentru că noi am pus niște story-uri. Ideea e că eu, îți spun sincer, n-am vrut să mă aranjez chiar așa la modul ăla la care pot eu. Că tu știi că eu pot, dacă vreau. Da. Dar pe tine te strică doar fața. În rest, știu. Tu ai fi perfectă. Știu. Ideea că... lucru, avem pe doctorul Mihail mâine seară și poate l-a aranjat să ne schimbăm niște lucruri. Exact. Una la mână. Doi la mână. Bă, nu poți să chemi omul și să-l pui într-o lumină proastă. Adică cum era acum să vin eu coțopenită toată, știi? Că nu era frumos. Ca să se simtă omul și să zică, bă, uite-te și tu, m-am dus și eu acolo și în loc să arăt cel mai bine, a venit aia, era toată cu bigudiuri, toată făcută părul permanent și așa mai departe. Și am zis, bă, nu pot să fac asta. Mai ales că una dintre cele mai sexy femei din România, care e părerea mea peste Mădălina. Bă, Ilona, dar sexy din România? Stai să-ți arăt ceva. Sexy din România? Stai să vezi ceva. Step on the land.
Deci ea e între astea. Dar unde era? Că n-am văzut-o. Păi ea nu era, că eu am căutat-o. Tu nu înțelegi că m-am uitat la cele mai sexy femei de la Hollywood și ea nu era. Și eu am făcut azi o petiție pe care am pus-o pe declic.ro ca noi românii să semnăm ca ea să apară în cele mai sexy 10 actrițe de la Hollywood. Da, corect. Uite că m-a dus cu atenție și zic, bă, dar nu e, nu e nici la asta. Păi, dar eu nu m-am uitat, eu am dat filmulețul ăsta, l-am văzut de 20 de ori, azi l-am învățat pe de rost. Era Cealinte Roz, era Cealinte Roz, de exemplu, de ce să fie? De ce să fie Cealinte Roz? Ce are Cealinte Roz în plus față de invitata noastră? Nu știu, o avea picioarele, oada, nu e. Nu, dar ce, la noastră nu are picioare? E fără picioare? Era Angelica Jolie. Da. Iartă-mă, Angelica Jolie e și operată. Era Salma Hayek. Salma Hayek. Nu. Era Bayonce. Cine era? Bayonce. Era și Bayonce, n-am văzut-o. Bun, acum era... că am conspirat și că am despirat asta, trebuie să o băgăm în direct pe invitata noastră. În aplauzele dumneavoastră intră invitata noastră în scenă. Bună seara! Bună seara! Nu, primirea a fost extraordinară. Da, eu, de fapt, eu așa pățesc tot timpul, când mă duc la Alimentara, la Mega Image, când mă duc la Lidl, nu contează, la Kaufland. Să nu mai spui firmele astea, că nu ne-a dat bani. Exact. A, dar poate ne dă, dacă zic eu că... Puțin probabil că nu ne-a căutat până acum firmele astea mari. Ne-a căutat numai portofele, tricoașe, batistuțe, ciorăpei. Am înțeles. Măi, eu așa sunt obișnuită. Când intru într-un loc, un magazin, nu contează că mă duc să-mi iau niște șuruburi, bă, să face lumea ca la urs, mă, de la intrare mă ia cu covorul roșu. Nu, eu am crezut altceva. Eu am crezut că tu când ai zis că ești obișnuită, că tu când intri într-o emisiune spui direct sponsorii, adică cine ți-a dat cerceii, cine ți-a dat rochia. Eu așa m-am gândit, că tu de-aia ai zis repede. Că era... M-am îmbrăcat în seara asta, așa că eu așa sunt obișnuită la ora asta, mă duc pe la evenimente. Aha. Și m-am pus mătase. În seara asta sunt pe mătase. E un capățel, e un hălățel, adică nu e chiar o rochie din ce văd eu acolo. E un hălățel kimono, că am înțeles că se poartă pijamaua în public, știi? Da. Și m-am zis că dacă toate influencerele astea șmechere cu de mii de K pe Instagram au de astea, ies la evenimente în pijamale, eu de ce n-aș putea să ies la un streaming online pe YouTube, adică invitat la o emisiune. Era frumos dacă nu era emisiunea noastră. Era frumos dacă nu era emisiunea noastră. Dar mă rog, acum asta e ales în pijama, în pijama. O emisiune de mare succes. Deci părerea mea e că tot ce ai pus pe tine merită 100%, de la cercei până la hălățel. Da, da, nu, da, la cercei am stat mult și m-am gândit, bă, și m-am pus și pe toc. Da, am avut de ales între, nu știam ce să aleg, Lubutani sau Jimmy Choo, înțelegi, între ăștia doi, și am ales Lubutani. Da, e mult mai frumos. Eu am ales de la Gubandru, am niște tot așa, niște încălțări extraordinare. Da, eu am de la piață niște o șosetă scurtă, frumoasă, elegantă, adică o șosetă mulată, o șosetă. Lasă jos piciorul că a venit un damf nasol. Ok, bun, suntem practic, acum discutăm, dacă îmi dai voie, Paula, să vorbesc cu tine la pertu, suntem numai între vedete. Bă, da, da, eu mi-am dorit de mult așa un anturaj, că bă, vorba aia de asta, sincer, așa, pe bune, da. Că așa de oameni care să spună cât de mișto ești în față și pe la spate să te înjunghie, m-am săturat. Noi nu facem așa ceva, noi nu obișnuim. Bă, dar n-arată bine, arată bine? Nu știu, nu arată bine. Arată bine într-un fel, dar mă așteptam să fie, are și ochelari, nu știu. Da, mă rog, hai, lasă, spune că arată bine. Foarte bine, foarte bine arăt, Paula. Foarte bine arăt și chiar ești o prezență stranie, așa. Da. Da, nu, acum hai să te iau de ok. Ăștia sunt cu Tchaikovsky, adică i-am cumpărat special pentru emisiune. Special. Dar nu trebuia să investești, că noi aici, ți-am zis, suntem un pic mai pe sărăcie așa. Adică dacă cumva cineva din public se gândește, bă, ar merita și Ilona să aibă și ea cercei din ăia ca la Paula, știi? Da. Na, m-ai făcut un pic să mă simt așa mai ciudățel, știi? Pentru că am urechile astea goale, nu știu, tu ai intrat așa cu ce ai avut mai bun. Dar la tine, Ilona, acum urechile-s goale, n-ar fi problema asta că urechile-s goale, capul e gol.
În sensul că n-ai nimic pus, adică n-ai nicio, nu ți-ai luat o băscuță, o asta, știi, aici eu am o problemă. Dar în rest nu, e bine, e bine. Dar ce părere, cum comentezi ținuta, Paula, ținuta mea? Băi, e foarte sexy, adică de aici până aici e perfect. Cu restul am o problemă, cred că... Nu ești obișnuită, da, știu ce spui, știu, da. Nu ești obișnuită cu bărbații care să arate bine, probabil. Da, 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 nu te-ai încurcat, n-ai știut ce oră e, de fapt, dacă e dimineață sau e seară, dacă te duci la sport sau te duci... No, eu m-am aranjat frumos pentru tine, dar dacă nu se apreciază, nu-i nimic, nu mai fac altă dată. Hai să luăm subiectele, că avem foarte multe subiecte și vrem să te supunem la un chin. Aoleu! Dragă Paula, câți ca ai pe Instagram? Vreo 175, am avut 175 și acum nu știu ce am 174, au început să scadă. Eu n-am mai văzut, ai mai pus poze de la plajă cu tine în costum de baie sexy? Nu, n-ai mai pus, că n-ai mai avut. De unde să le pui, că doar în cadă nu puteai să faci. Ai stai mai pus. Nu era lumina bună, că aș fi pus, dar nu era lumina bună. Laura, stai puțin, măi Laura, ai 174 de ca? Da. Ca ce? Ca ce ai adică 174? Băi, Ilona, ce dracu facem acum 174 de ca? Da, mă, ai 174.000 de urmăritori, ce ai? Băi, dar tu ai 30.000 și eu am 30.000 și aia cumpărați. Mă, da, e... Nu da. Și cum te simți când vezi că Adelina Pestrițu, care practic e livala ta în lumea asta, are și ea peste 200-300 de milioane? Băi, acum, na, ce să zic, ea a început mai de mult, a prins mai repede, eu am venit pe țuc, cum ar fi, știi? Am venit pe coloană de aer, cum a început ea cu Instagram-ul, m-am agățit. Te-ai dus pe plouă ăsta. Man, așa, și ce am putut și eu, ce i-a scăpat printre degete, a ajuns și la mine, mă, na. Păi și cam cât i-au scăpat printre degete? Păi 174. Atât. 174 de pretendenți? De 174, da. Da, 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 da. Cam, dar ce crezi că face ea? Ce crezi că face ea special în față de tine ca să dea atâția, adică ce servicii oferă? Adică ce face că, adică ca meserie, bă, ca tot. Bă, eu cred că se machiază foarte bine. Asta e una tu. Ea e și frumoasă și știi cum e, cum înaintezi în vârstă, mai scade câte un ca, mai scade câte un ca. Dar mai știe că el de-aia are 30.000. La mine a scăzut de la 35. Stai să vorbim și noi între femei, nu mă mai așa. Că eu aveam și o ceva de discutat cu Paula. Așa, măi Paula, uite, el suferă de complexul ăsta, știi, că e mai bătrân, că e mai nu știu ce. Cum e el, știi ce zic? Și voiam să zic, băi, când am zis așa, el mi-a zis, domne, Paula în sus, Paula în jos, că el s-a și aranjat în seara asta, știi, că a zis, bă, poate, poate. El de-aia și-a pus pavionul ăla, știi? Da, el s-a aranjat pentru întuneric. Nu știu, a avut niște probleme, îți dai seama că ușor nu i-a fost, că el e și mai emotiv așa. Ideea e că nu știe cu ce să se dea pe față, să pară mai tânăr și a zis, băi, trebuie să vorbim cu Paula, că ea arată foarte bine, să-mi dea niște sfaturi, niște creme, din de la de melc, din coastă de copac, din scoarță de copac, din ce te dai tu, știi? El simte că e puțin în vârstă. Din coastă de copac? Din coastă? Cu extract în lopată? El se simte puțin în vârstă, nu știe cum să te abordeze, să-i dai și lui niște sfaturi de cum faci tu să arăți atât de bine și el la vârsta lui se dă cu Voltaren, înțelegi? La genunchi. Că are apă la genunchi, are probleme cu cervicala, are... Află de la mine pe cale orală. Da? Află de la mine pe cale orală că am fost să-mi fac un remeneu la genunchiul stâng, da. Și astăzi am primit rezultatele, draga mea. Și ce este? Mi-au trimis rezultatele cu remeneul la genunchiul drept. Nu cred. Și nu glumesc deloc. Azi am primit rezultatele și mi-au făcut remeneu la genunchiul drept. Și tu aveai probleme la stângul? La genunchiul stâng, normal. Dar tu nu erai acolo când ți l-a făcut? Că era acolo că m-a băgat, eu n-am văzut că ei m-a băgat într-un tunel în care s-auzea numai. Așa. Eu m-am speriat, am zis tatăl nostru repede. Și cred că ori de la cam, eu am fost cu rugăciunea și probabil că cu rugăciunea am influențat aparatul ăla. Categoric, îți dai seama. Mă minte, dar nu mi-a zis că nu trebuie să zic nici rugăciuni. Eu am început tatăl nostru, am început cu scriptura, am început cu sculptura, am început cu tot ce știam eu acolo, știi? Și probabil că s-a dereglat aparatele.
Paula, nu te mai aranja, pentru că el n-ai cu cine în seara asta, el este vai de capul lui, n-ai de ce să te aranjezi, crede-mă. Ilona, asta, crede-mă, mă aranjez pentru oricine. Da. E foarte... disperarea mare în perioada asta. Când, și dacă vine curierul la ușă, eu mă îmbrac în rochie de seară. Pe bune? N-am mai văzut un om până acum de o lună jumate, n-am mai văzut un om, ochi de om. Când știu că vine curierul, că eu fac comenzi online ca să mai întâlnesc și eu oameni. Bărbat, da, știu, să și bărbat, eu și când văd eu, mă, eu fac de ăsta, cum îi zice, ferting, nu că așa se zice, ferting, eu fac ferting cu băiatul de la curier. Adică ferting, un fel Ilona, de... Ilona, eu te-am rugat de atâta ori. Dacă tu cumva, ferească Dumnezeu, Ilona, în urma acestui ferting să vii acasă însărcinată... Bă, și dacă, adică și acolo ai de ales, că la mine vine Paula, vine Samdeiu, vine Farcurierul, vine GFS-ul, GHS-ul, DHL-ul, toate curierele vin la mine, înțelegi? Deci sunt bărbat. Da, dar toți sunt bărbați. Eu n-am văzut o femeie la curier. Ce vorbești? Tu ai văzut vreodată? Nu. No. Și n-ai nevoie și tu în perioada asta să-ți mai zic ăla de la... Dacă ai nevoie de femei, îți dau eu un număr, Ilona, și îți vin femei. E, nu e chiar așa, lasă. Îți dau eu un număr și îți vin femei, crede-mă. De nu poți să vezi dacă îți place să vină femei. Uite, Laura, că a intrat la congelați. Foarte bine. Nu ai pus-o pe burtieră să vadă... Bine arată Paula Selling, a spus Alexandru. Arată bine. Tu și cânti, nu? Da, da, cânt, nu, sunt zeița la cântec la mine în baie. Am înțeles că tu ai un cuc în gât. O privighetoare. Mă rog, acum tot o pasăre de curte e, tot o pasăre zburătoare, nu e problemă. Da. Mai eu te las un pic cu Paula, da? Că vreau să văd dacă te descurci, că mai tot preca la cap, vreau Paula. Na, poftim acum, na. Bine, bun. Televiziune, știi? Da, că eu știu ce înseamnă să fii prezentator și să nu vorbească invitatul, să vorbești tu mai mult decât el, ăla să-ți răspundă cu da și nu, și tu să ajungi la finalul întrebărilor, să nu mai știi ce dracu să mai, mă scuzați, ce să mai spui. Că da, tu, am văzut că cu televiziunea nu prea te-ai mai aruncat în televiziune. Nu, e, știi cum e, cum se zice, cum zic toți ăia când sunt dați afară, când sunt dați afară, ei scriu așa, cum am scris și eu, cred, nu cred, sigur, am scris și pe Facebook și pe Instagram că am plecat să caut un proiect nou, așa, dat afară, aia e, așa, așa și eu acum, sunt între proiecte. Da, sunt în căutare. Paula, eu pățesc asta și la castinguri. Te rog să mă crezi că toți îmi zic că a fost foarte bună proba, dar parcă totuși căutăm altceva, ceva, știi? Ilona, eu ți-am zis, tu nu te mai duci la castinguri, că tu degeaba tu pierzi timpul la castingurile astea. Degeaba te duci, că nu le iei, n-ai luat un casting în viața ta. Mi-a zis Paula, am zice, bă, frate, am făcut un film. Da. Bă, m-am bucurat, zic, bă, Ilona, în sfârșit o vedem vedetă, film. Ce tare, mamă, ea e talentată, zice să dă azi pe TVR sau nu știu pe ce mi-a zis. Uită-te, m-am uitat, era ea cu tasul care jucau table. Ăsta era filmul pe care l-a făcut Ilona Brezoianu. Ea cu tasul jucând table, în bucătărie la el și ea pe canapea la ea. A durat filmul, nu spun că a durat, cred că 40 de secunde, adică că a lucrat toată ziua, că a avut filmări. Păi ce-ai filmat, mă, 40 de secunde? Short metraj. Exact. Ultra short. E ceva ce am trecut așa. Ea face numai deloc metraje. Nu, mă, tu ai văzut numai teaser-ul. Aia e problema. Nu, eu, la mine... ea face metraje la perdele. Cred că aici e următoarea etapă. La mine, eu sunt actriță de castinguri. Să știi că e o meserie. Eu nu plec de casting, precum Ilona. Dar merg la toate. Bă, sunt excepționale pentru castinguri, ca să se, înțelegi, să se potrivească altele pe locul pe care îl fac eu acolo. Da, de? Corect. Nu, dar acum vorbim serios un pic, Paula, că uite, vreau să abordez și pentru că spectatorii noștri sunt peste medie, am făcut un research și sunt peste medie, adică nu sunt ca la Celii, numai copii, nu sunt ca la alte emisiuni, numai oameni care scriu sau legat. Noi avem aici oameni care am ajuns la performanța să avem oameni care scriu sau dezlegat. Sâlini oară au. Adică, wow. Băi, mai pentru showbiz-ul românesc, să ai publicul ăsta elevat, care pune mâna pe o carte, vede un film, pune mâna pe o fată, pune mâna pe un băiat, e ceva. Da. E ceva. Bun, te întreb serios acum.
Paula, tu ești freelancer, nu? Adică ești șomeră. Nu, sunt angajată. A, ești angajată? Da, sunt angajată, da, la Pitești. A, la Teatrul din Pitești. La Teatrul din Pitești, dar sunt și în București. Am înțeles. Sunt angajată. Am înțeles, am înțeles. Că eram curios cum se învârte un freelancer, cum face ca, dar dacă zici că ești angajată... Să știi, acum nu știu dacă ne-a scos, nu ne-a scos în șomaj, habar n-am, dar eu să știi că eu mi-am luat măsuri de precauție, eu am început să mă reprofilez. Adică? Dacă nu mai merge cu teatru, mă apuc de... Eu m-am băgat tare, tare pe o nișă care o să meargă bricolaj. Bă, m-am băgat la bricolaj. Da. Am făcut o bricolaj. Și ce-ai bricolat? Am făcut o băncuță în balcon. Da, 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 da. Și, poți să faci și mie niște rafturi când ai tu timp, după ce ne dă voie să ieșim în casă? Uite așa. Da? Uite așa, dar faza e că nișa e a mea. Eu am și văruit. Am văruit în dormitor. Da, am zugrăvnit, adică... Stai că îmi distrugi niște mituri. Păi vedetele fac asta în România? Dita, mai vedetele vopsesc singure? Păi eu am crezut... Păi tu știi că, de exemplu, o vedetă care nu spun numele se plângea că nu poate să spele singură pe cap și acum în toată pandemie... Nu râde! A zis că ei trebuie să pună mâna pe păr, că are niște amintiri neplăcute cu păr. Cine știe unde a pus mâna pe păr ea și n-a fost bine. Exact. Da. Și are niște amintiri urâte cu asta și nu poate să spele singură pe păr. Și a zis că cea mai mare problemă în pandemia asta este faptul că... Păi da, dar la mine, eu ți-am spus că e o nișă, că nu sunt așa proastă degeaba, înțelegi? E o nișă de lux, înțelegi? Vrei un meșter de lux? Apelezi la mine, eu sunt prima, înțelegi? Gata, fac. Dai comentariul ăla, întrebare, că poate pentru comunitatea noastră sau cum o numim, Marius, că ai zis, dar nu mai știu cum se numește. Am comoditate, am creat. Comoditate, da. Pentru comoditatea noastră, de exemplu, tu când vii și dai cu trafaletul, te vii în hălățel, vii cu cerceluș, vii cu ce vii tu. În plus față de un meșter de la care zice: "A, păi ăsta e BCA aici, păi ce să fac, ăsta îi dau un picat de la loc." Exact, eu pute așa vin pe hălățel de mătase, pe rochie de stea. Tu vii la derută, frate. Era, știi ce era, Paula? Era pe timpuri când mă uitam eu, când mai accesam niște canaluri XXL. Era tot așa, era niște povești cu o doamnă care venea îmbrăcată în trafaletistă de asta, cum ar veni. Știi, intra în casă, foarte exact. Uite ce bine, intra cu ustensil. Da, este bricolaj de lux. Mă rog, și începea niște jocuri care, să mă ierte Dumnezeu, n-avea legătură cu bricolaj. Adică ea bricola, nu zic că nu bricola, că bricola. Dar... Măi, acum nu știu dacă o să-mi placă clientul și nu e însurat, că nu mă bag în casele oamenilor așa, dar nu în căsnicia lor. Și dacă, na, iese la interval cu ceva, cu o șaibă, dar nu șaibă de-a mea, că eu am șaibă. Am o pungură de șaibă. Că mă gândeam că tu ai piulița și că, da, am înțeles acum. Da, adică dacă nu mai merge cu teatru, bă, asta e nișa mea, bricolaj de lux și zugrav de lux. Că nici acolo, sunt mână-mână. Mi-ar plăcea să-mi zugrăvești și unghiile, dacă vrei, și dacă n-ai treabă în perioada viitoare, că eu nici unghiile nu le-am mai zugrăvit, că n-am mai avut timp, știi? Și nu nici saloanele, salariile era, să zic. Ia uite-te și tu că știi cum e vorba, păcătosului zice păcate. Ideea e că nu mi-am bricolat unghiile, dacă ai pe acasă un șmirghel, dacă ai pe acasă o bucățică de ceva să șmirgheluiești și eu unghiile, să treci pe la mine, când ai tu timp nu e grabă, știi? Da, uite, da. Întreabă cineva foarte bine dacă faci bricolaj și cu sculele clientului. Măi, depinde cum e, că dacă, cum să spun, dacă el suportă această șurubelniță electrică... Da. Păi s-ar putea să găsești oameni care să suporte polizorul, să suporte șmirghelul. Da, eu pot fi și domine. Pot fi rea dacă este o persoană autoritară. Înțelegi? Dacă eu, de exemplu, vii la mine să bricolez în casă și eu zic: "Bă, vreau să fii stăpâna mea." Fua! Cum ar veni, știi? Marș în bucătărie, așa zic. Exact.
Exact. Exact. Uite că deja parcă m-am incitat un pic așa la cuvintele astea. Ți-a trimis Octavian Strunilă, cu care înțeleg că ai avut o relație sau ați avut ceva de împărțit, că nu-mi dau seama ce. Avem o relație foarte frumoasă, eu cu Octavian, o relație profesională, lucrăm la un spectacol după un film foarte tare. Mai că începe să zică tot felul de chestii. În care veți avea premiera la anul viitor, când s-o juca teatrul. Joacă Leonid, e o comedie foarte tare. Textul cu telefoanele deocamdată e titlul un lucru. Așa, dar joacă Leonid, joacă Andreea Mateiu, repetăm online. Că suntem și noi necășiți, n-avem de lucru. Păi bune, ai venit să întorci cuțitul în rană, cu cine joci și așa mai departe. Te rog să te uiți pe WhatsApp și să ne spui ce te-a numele. Tu, Marius Manole, ți-ai auzit numele noia care joacă? Nu. Ilona, eu nu mi-am auzit numele de mult. Nu mi-am auzit numele nici la... Eu mi-am auzit numele ultima oară, ca să fiu cinstit, mi-am auzit numele la... Domnul Marius, Marius. Mai te cheamă și Marius. Păcat de numele ăla. Să-ți fie rușine. Dă-mi bloc. Deci eu atâta mi-am auzit numele. Bravo. Ce scrie pe Strunilă, domnule? Ce scrie? Uite, mi-a scris Octavian. Ia. Da. Să spun că asta spuneam Octavian, că de spectacol, da, că o să jucăm, pregătim acum o mega comedie. Foarte frumos. Ilona Șerban Georgevici, hai că e colegul tău la comedie. Șerban Georgevici. Să te ia pe tine Ilona loc de Șerban Georgevici. Adică ce, tu nu puteai să joci, ce joacă Georgevici? Joacă pe Ben. Marius, cu ce a greșit el de nu e în distribuția? Eu de ce nu sunt Ben? Nu e la fel de talentat ca Marius, invers, pardon. Sau cum? Dacă e domnul editor aici pe redacție la noi, să trimită un mail la redacție, care noi avem mail-ul, pune mail-ul pe burtieră, da? Să trimită domnul Reghizor să trimită un mail, da? La noi la regie. Octavian Strunilă regizează. Da, Octavian Strunilă. E rușine, domnul Octavian Strunilă. Că eu, dacă era, că ne cunoaște de când erai tu mic și sărac și eu eram mic și mai sărac ca tine, eu veneam și sponsorizam spectacolul. Eu îl făceam pe banii mei. Uite, la Londra. Nu, stai puțin, să ne trimite o recomandată la Welcome Us in Our Home, să ni se spună și nouă clar și public, dacă ați dăm public, de ce nu faci și noi parte din distribuția aceea? Uite mesaj de la spectatori. Lasă să știe, lasă că e bine așa să facem public, ca să știe cum se fac distribuțiile. Pentru că Ilona, te rog frumos să pui mâna și să scrii un text. Și de-a dracu, știi ce facem? Îl plătim pe Strunilă cu... Îi găsesc eu o sumă, ca să nu poată să o refuze. Da. Undeva la 1000 de euro. Da. Și să vină să, de-a dracului, să regizeze cu noi, care nu ne suportă. Da. Da, se împartă cu mine, că eu am amintit de el în discuția asta, că dacă nu eram eu, tu n-auzeai de Strunilă acum că face el piesă cu mine. De Strunilă, da. Strunilă a atentat cumva pe la spate că a intrat în emisiune ca să promoveze nu știu ce spectacole, dar ce nu știe ea de fapt e că în emisiunea noastră e foarte puțin niciu și foarte scăzut. Și nu s-a uitat nimeni care să știe ce spectacole să face acum, nu s-a uitat nimeni și nu, că sunt câți contra sunt. Păi 575. Și ca să zic așa, să dea Dumnezeu să aveți numai spectatorii ăștia care sunt pe canalul nostru acum. Exact, ăștia 575 de urmăritori care mereu intră pe emisiune și sunt fideli. Sunt mulți noi, cred că... Sunt mulți, mă, eu m-am uitat ieri la Cabral, avea Cabral, dar ce Cabral? Că avea soția lui Cabral. Păi știi câți urmăritori are soția lui Cabral? Nu urmăresc. Păi nu urmărești, păi tu nu urmărești. Dar ia întreabă-l pe Octavian, că el urmărește. Păi le urmărește pe toate din showbiz. Păi să se hotărască. Ori eu... 7,44 de roni. Vreau să vezi ce... Aia e femeie măritată. Paula, Strunilă, cred că nu prea l-încurcă chestia asta. Pe lei pe care i-am făcut în seara asta o să-i împărțim cu tine. Să nu te sperii sau ceva. Dacă cumva vezi că n-au intrat aia 15 lei pe cardul tău, bă, ne sun. Adică nu-ți fie jenă, zici, bă, mie nu mi-au intrat banii de la voi de la emisiune, că noi am bănuții, n-au intrat bănuții. Da. Să nu știu de noi. Hai noi... să mai aflu, Ilona, că vreau să mai aflu cum e la... Ei merg toți în turnee cu mașini, ai văzut? Da. Au făcut turnee pe toată țara, bă, dar erau ceruți peste tot. Au făcut cadrilaterul, adică mergeau pe în țară, filmau ei pe ei cum erau ei veseli. Erau rupți de oboseală, că eu i-am văzut de fapt. Erau terminați de oboseală, făceau glume pe fond nervos.
Așa e. Așa. Aveau niște căderi nervoase în mașini. Eu mă mir cum de mai conducea cine conducea. Nu știu, soțelul Cabral. Doamne frumos, cum? Doamna Cabral! Exact! Ce întrebare e asta? Stai mă, că vreau să mă reîntorc la subiect, că avem subiectul emisiunii. Da. Subiectul emisiunii este cum ce face, cum trăiește și cum se simte o vedetă. Băi, e greu. E o moștenire grea. Este foarte greu să întrețin acest... Că el, am senzația că... Băi, el cu mine, eu cu el nu. Ok. Nu, că aveam senzația așa când am auzit, știi? Zice, am zis așa, bă, poate din cauza lui, știi, că e greu. Tu ai zis acum că să porți așa povara asta a numelui. Eu mă gândeam că la asta, știi, asta e chestia. Că dar zic, frumos, cu ce vedete te mai întâlnit în culise? Adică ce vedete ai cunoscut din România, personal? Adică să schimb cu ei două, trei vorbe, să te mângâie pe cap, adică să aveți mai relații mai, na, mai apropiate. Că eu cu Ilona și Ilona cu mine. Na, aia e toate vedetele. Băi, ce ai, mă? Toate. Ce ai? Asta ce ai? Da. Bumă de Marius Manole. Continuați. Toate, mă. Zi-mi un nume și zic. Smiley. Andrei Tiberiu Maria, da. Da. Băia e băiat. Da, l-am întâlnit la un concert, așa, și eu strigam acolo, eram în primul rând, Smiley. Și a dat mâna cu mine, mă. Dacă ai dat bani. Ce, uite, asta cânte, țăraca, că ea de când visează. Hai, retrage-te un pic, Ilona, lasă. N-ai, mă, că s-a întâlnit cu el, noi, a dat numai mâna, n-a și... Lasă. Da, mă, dar eu o știu pe Ginuța, înțelegi? Și, practic, dacă o știu pe Gina, n-a. Și cu o el... Pe Gina, o stop, o știe pe Gina. Da. Care Gina? Pe Gina Pistol? Da. Nu cred. Mamă, și s-a povestit de aventurile ei? Nu, că n-am întrebat. Eu sunt o ființă discretă, nu întreb așa fiecare cum are, ce ai în pantalon, ce faci tu acasă. Cu mine poți să mă întrebi. Mă rog, na, nu vrei, nu mă întreba, dar eu accept întrebările astea. Dar zi-mi, pe Sânzi ai întâlnit-o? Pe Sânzi? Băi, da, da. Am întâlnit-o pe vremea când era Sânzi. A, că acum nu mai este, de ce? Am avut o invitată, da, făceam o emisiune de mare succes la... Scuze-mă că te întreb, ai invitat-o de ce? Adică te-o poți de ce? Bă, n-am invitat-o eu, am invitat-o producătorii, m-am trezit cu ea în platou. Și da, faci frumos, că-ți place, că-ți convine, că nu-ți convine invitatul. Dar eu, face, voi nu invitați voi personal? Mai aveam și oameni pe care îi invitam, că altfel nu ar fi venit. De exemplu, la noi invită Ilona pe toată lumea. Da. Da, e adevărat, da. Ilona. Lasă-o cu de telefoane, ea dă, ea zice, ea... Băi, trebuie să-i dai mai mult, că atunci e și ea echipa de... Mai mult, oho! Da, da, așa este. Hai să ies din carantină și îi dau mult de tot, îi dau. Da, are dreptate. Hai să mai întreb de vedete, da, de Sânzi legendar, auzi, da, de Cruduța? Cruduța este o tipă genială. Acum, trecând de glumă, da, eu tipul faină. Am și fost cu ea în diverse... Ai fost cu Cruduța? Am filmat cu ea, măi. Am crezut că ai fost, nu, că era posibil la ea. Mă aștept la orice nebunie de-o parte. Nu, încă îmi plac bărbații. Încă îmi place să am partener de sex masculin. Ea e o cică foarte mișto. Chiar Daniela, am numai cuvinte de laudă despre ea, vreau să spun. Nu mă interesează ce face ea în viața privată. Cum e. Nu știe ce face ea în viața privată, că nu știe nimeni ce face ea în viața privată. Nu știu, lumea zice că e într-un fel, că nu e. Nu mă interesează. Dar tu poți să-mi dai garanția faptului că, de exemplu, eu acum vorbesc cu tine că ești una dintre vedetele pe care le cunosc eu, că sunt puține, nu sunt multe. Cunosc și eu 3-4, na, ăștia i-am terminat pe toți, oricum nu mai cunosc mai mult. Poți să ne pui și pe noi în legătură cu alții ca să ne crească și nouă Riciu, să ne crească și nouă emisiunea, să dăm emisiunea asta pe post, că ea poate să fie în prime time. Pe ProTV, de exemplu, dar eu nu pot să mă duc în prime time la ProTV cu invitați ca doctorul Mihail, de exemplu, care vine mâine seară. De exemplu, știi? L-am invitat, îți dai seama că l-am invitat de avarie. Adică noi avem invitați speciali și invitați de avarie. Exact. De exemplu, Codin Maticiuc, invitat de avarie. El ne-a zis clar, omul, că bă, când n-aveți invitat și nu răspunde, intru eu, că mi-e jenă de voi, mi-e rușine de rușinea voastră și nu vreau să vă las să vorbiți acolo ca niște papagali. Înțelegi? Da. Uite, păi, aici a avut un mesaj foarte frumos, Paula. Și cu Rici și fără Rici, noi rămânem tot calici. Exact.
Deci mai, nu știu, ori oamenii este șocați de tine în sensul că nu am mai văzut vedete la noi în emisiune așa de mari. Da. Încasările foarte mici. Eu mă mir de mine în fiecare zi, mă uit în oglindă, zic, bă, așa vedetă n-am văzut de când de ieri. Știi? În fiecare zi mă minunez. Da. Doamne cu tine în pat, nu? Da. Ar, perfect. Perfect. Nu, că eu am mai avut ieri când am băut mai mult și l-am dormit cu mine în pat. M-am trezit, m-am sculat și eram pe la pe grădină, eram întins pe jos. Să mai întâmplă, aia zic. Da, asta se mai întâmplă în vamă când începi să bei la te trezești dimineața la stuf și nu știi ce ai făcut. Ești genul care merge în vamă? Da. Ne-am întâlnit cu Paula în vamă și eu sunt genul care merge în vamă, eu cu Paula am deci voi faceți în vamă, faceți trafic. Adică în vamă faceți client, acolo vă găsiți clientela. Da. Clar. Da, păi unde, dar n-ai unde în altă parte. Bine, scam calici acolo, ar trebui să ne mutăm în Mamaia Nord. Da, bineînțeles, dar de vara. Am crezut că stați în vamă la bulgari, frate. Scuze. Am crezut că stați în vamă la bulgari. Nu, mă, în vama veche eram acolo. Scuze-mă, că eu tot spuneam că v-ați întâlnit în vamă și am crezut că erați la serviciu, cum ar veni, și că v-ați întâlnit. Tu erai pe intrarea spre Bulgaria, erați venirea de la Bulgaria încoace. Ne-ai catalogat greșit, nu e vorba despre asta. Eu m-am întâlnit cu Paula și am făcut niște serii în vama veche. După care, acum, anul ăsta, eu cred, Paula, sincer, acum spun, că nu ne văd prea curând duse pe acolo, dar nu din alte motive, din cauza și la faptul că s-a terminat cu spectacolele și se termină și finanțele noastre, ușor, ușor, așa. Eu zic că după 16 mai, dacă vrei și tu să fii invitată, de exemplu, noi organizăm un mini grătar la mine acasă. Asta e maximul ce putem să facem. Dar aduci ceva. Nu fi, aduci și tu 2-3 mici, 2-3 crăciori de kilo de crăciori. Aduc prosecco, aduc mici. E bun. Da. Obținem și niște sponsorizări la grătar, că nu se știe niciodată. Asta bine încoace, dar cum? Păi ce mă, la Borbonete? La Borbonete nu făcea reclamă la ceva, la niște pungi de la Kaufland sau ceva? Borbonete, păi cum l-am văzut eu, curait. El făcea așa, cum a putut și el. Eu o fac pe bogăție, mă. Facem pe aperol, reclamă, ca să vină astea... Barterile mari. Nu să vină reclamă de 2 lei. Așa, că eu sunt bucuroasă și la 2 lei. Iartă-mă că zic acum, dar ce mici de la... Niște mici, e rău? Să ne dea 2-3 caserole de mici să frigim și noi pe 16 mai la mine în curticică? Nu, singură că îți dau eu 2 lei de 2 mici și facem reclamă la de-astea scumpe. Paula, tu ne cobori standardele. Dacă tu promiți că facem barter cu Cocoșatul, de exemplu, să ne dea... cu restaurantul la Cocoșatul, să ne dea pastramă și mici la mine în curte, părerea mea e că suntem ca și rezolvați pe 16 mai. Dar la Cocoșatul cred că s-a închis, că nu mai e Cocoșatul. Mai e Cocoșatul? Păi nu mai e Cocoșatul, că a făcut scolioză din cauza că asta mult la grătar. Nu e deloc nebună. S-a prăpădit, cred că. S-a prăpădit Cocoșatul. S-a murit Nea Sandu? Nu mai știu dacă a murit Nea Sandu. A lucrat acolo la un moment, dar mai de mult. El sigur e în față și învârte la mici acolo. El e cu Cocoșatul. Paula. Ce? Cu Cocoșatul, așa îl chema? Da. Dar eu l-am cunoscut, l-am avut invitat în emisiune, ce ai? Băi, bă, dar ce ai făcut tu cu Sânziara și cu Nea Cocoșatul, frate? Că nu înțeleg ce emisiune era asta. Nu, bă, când de 1 mai, când făceam emisiune, când eram la matinal în antenă, făceam emisiune de 1 mai în curtea interioară a televiziunii acolo și făceam grătare și venea Sandu Cocoșatul. Eu am văzut că la antenă e mai bine. Dar la antenă și primeați bani de la partide. Da, mă. Bani, eu n-am primit de la partide. Eu primeam de la șeful, înțelegi? De la șeful mare. De la șeful mare. El, nu știu, împărțea, făcea și el împărțea la... Na, da. N-am înțeles. Bine, noi putem merge și la Giurgiu la fata asta, că ea la Giurgiu acolo are niște băieți a ei care au restaurante. Da, putem, dacă vreți. Eu n-am nicio... Putem să facem grătar la, de exemplu, la Piciorul Podului, putem să facem la Verigă, pe bune, unde e la Groapa cu Nisip, așa se numește. Da. La Groapa cu Nisip, acolo te și scalzi, dar când te scalzi nici nu mai ieși, că acolo e Dunărea și s-a terminat, adică odată ce te-ai scăldat cu totul. Știi? Păi ei toate bolile lumii, păi ei coronavirusul.
Numai când respiri pe acolo e coronavirus. Dar tu grătarul la tine în curte unde îl faci? Că curtea ta... Da. Nu e. Nu, mă, Paula, eu am așa, deci eu în curte acolo, cum ai văzut tu, ai înțeles tu un pic greșit. Eu cumul când intră din grătar, el vine direct în casă. Și cum ar veni, mie îmi place sentimentul ăsta că miroase și în casă. Curtea e mică și grătarul fumul vine în casă, știi? Dacă a intrat un om în curte, dacă la tine a intrat un om în curte, e aglomerat deja. E mult. Hai că ți-a zis. Dar știi cum facem, Paula? Intrăm cu rândul. Mai stai tu la poartă, intră Marius, mănâncă un mic. Iese Marius, intri tu. Și tot că așa. Nu o să avem voie mai mulți la un loc, știi? Că nu o să ne dea voie mai mult de trei. Bă, care suntem, eu sunt mulțumită să facem un grătar, n-am problemă. Uite, cineva spune că e doar, dar chiar, Paula, tu mai ții minte de matinalele cu clujenii? Da, păi despre ei vorbeam, cu Uscat și cu Trofin. Făceam matinal și făceam de unul mai mici în curte, cu Sandu, cu Coșatu. Ce mai fac ei, că nu mai sunt? Băi, ei sunt pe lumea asta, sunt amândoi la Cluj. Trofin, fostul meu naș de cununie, că m-a și nășit. Trofin, profesor la UBD. Ce? Te-a nășit așa de bine că te-ai deznășit după aia. M-am deznășit, da. E profesor la UBB, predă televiziune și Uscatul, nu știu, e tot pe televiziune pe acolo, ceva producător pe la Look TV, cred. Nu știu. Dar UBB ăsta nu e ceva cu două picături? UBB, Babeș-Bolyai, Universitatea. Babeș-Bolyai, da. Uite că am văzut iau din țara, frate. Am scăpat ieri dimineață ca prin urechile acului. Da, m-am auzit și eu astăzi. Eu am stat cu niște emoții, îți spun. Mamă. Băi, aoleu, auzi, mă, mi-e teamă acum, știi, au trecut 50 de minute, dar eu am putut întâi să o întreb pe Dana Budeanu dacă m-am îmbrăcat bine, dacă am asortat bine. Ai îmbrăcat bine. Ce ți-ai făcut, bă? Ți-ai luat kimono ăla pe tine, mă? Ăla-i îmbrăcat bine, mă? Păi, Paula, Laura sau, mă rog, cum te-o chema pe tine, nu înțeleg, nu știu, frate, n-am înțeles. Ți-ai pus cercei de-aia de... Ce cercei sunt aia? Ce cercei sunt aia? Cu Tchaikovsky. Cu Tchaikovsky, auzi, pe când vreodată, mă, Tchaikovsky? Ha? Păi nu că eu am investit, am zis că bă, asta e ultima strigare. Dacă acum apar pe lux, pe opulență, atunci o să meargă rău tot anul, știi? Trebuie să acum, nu mă mai duc la televiziune acum, nu mai apar. Și acum am cumpărat, am dat toți banii pe care aveam pe aceste hăinuțe, da, și pe aceste cerceluși foarte scumpi. Adică am dat 5 lei pe ei. Foarte frumos. Dar de efect. Păi, Paula, dar pe vremea asta îți dai 5 lei pe pereche de cercei, e mare lucru. Ne stai tu, ne stai tu, că să comandăm și noi. Noi îi luăm Ilona și îi vindem la 10 lei și mai facem un ban. Păi, Paula, dar nu te-ai gândit să-ți faci o emisiune pe net? Că acum tot prostul e pe net. Tot prostul, n-au nimic de zis, n-au nimic de făcut. N-au păi nici de-aia. De-aia n-am vrut să fac. Eu mi-am făcut nișa mea cu bricolajul de lux. A, păi nu mă... Crede-mă, când ești primul, toți banii vin la tine. După aia sunt niște copii. Dar, înțelegi, una e Paula Zeița la bricolaj. Mamă, pauză, poză pentru Instagram, copii, că poză de asta nu mai vedeți. Ia uitați-vă. Poză pentru Instagram. Stai să mă aranjez și un pic. Că noi avem publicul nostru care ne face poze și ne dă pe Instagram. Poate mă vede Andrei Șerban. Asta. Păcat că nu e cu sunet în poză, că era bine cu sunet. Gata, Elona, gata, potolește-te, gata. Hai, ca să mă lasă de cap, înțelegi? Mă lasă de cap. Bun. Hai să o întrebăm pe Paula când iese din pandemie. Întrebarea serii după aia trebuie să o întrebăm. Da. Dar acum ești din pandemie. Care e planurile mai departe? Adică cum pretinzi ca să te îmbogățești? Măi, deci eu merg pe trei direcții. Bricolaj. Mergi pe Tiriac. Mergi pe Tiriac. Așa. Mergi pe Ilna Stase, că și ăla mai calde. Și poți să mergi până la Iohannis. Oare? Păi, da, ce? Na, Iohannis e până scoate ăsta un band în buzunar, e așa de greu cum scoate vorbe. Are dreptate. Până scoate din buzunar, frate, trece pandemia, să îmbogățește Paula din bricolaj. Stai tu liniștit. Exact, da. Stai cu minți. El Catarama, de exemplu.
Da, eu... dar îl ține nevasta din scurt pe catarama, a strâns cuiul. Hai, la catarama. Paula, ești tu femeia care să nu faci față la una care ține din scurt? Păi... Nu știu, fereasă nu mai recunoaște nimeni. Uite, Gigi Becali. Paula, în încheiere, că mai avem 5 minute și se termină binecunoscuta emisiune Welcome Our Home, scuze. Mai se întâmplă și de la vin chestiile astea, dar oamenii știu, sunt obișnuiți că noi așa intrăm, dar noi fără să asta nu intrăm. Bun, în încheierea acestei minunate emisiuni în care sperăm că te-ai simțit foarte bine, că se vede că te-ai simțit bine, nu? Deci eu simt că tu data viitoare ne dai bani ca să intri din nou. Asta e o discuție pe care să o avem în particular, da? Ideea e în felul următor. Cum ai acceptat tu, că asta vreau să... Noi asta întrebăm toți invitații noștri, să apari într-o emisiune cu un reach atât de mic. Ce te-a determinat să accepti să vină emisiunea asta atât de nevizualizată, ca idee? Că e asta, e cea mai nevizualizată emisiune făcută de niște influenceri pe net. Exact. De ce tu ai hotărât să zici, bă, eu nu știu că nu e vizualizată, n-are reach, dar totuși mă duc? Băi, odată că mi-a fost rușine de tine, da, eu de-aia nu vreau să vorbească. Mi-a fost rușine că vorba aia, stai și colege, mai și filmăm împreună, mai stai și prieteni, ne mai vedem pe la grătare. Cum aș fi putut eu să... Dar ce, mă mai invitai tu la grătar? Nu, mă mai invitai. Normal, ziceam, bă, dar și Paula asta, vedetă, nu știu, nu mi-a răspuns la telefon să vină la noi. Băi, eu am simțit potențialul, da? Înțelegi? Posibil. Eu am simțit potențialul. Are potențial de mare emisiune. Eu așa joc la regizorii foarte mici. Eu am jucat în scurt metraj la regizori foarte mici pentru că am simțit potențialul. Dar și nu joacă de viață numai la regizori mici. Și nu. Da, am simțit că mai departe nu s-a întâmplat nimic. Asta e, fiecare simte cum simte, știi? Aia e. Încă a investit. O să culegi la bătrânețe, poate, sau poate nepoții. Înțelegi? Corect. Corect. Dar chiar cum face fetița? Bine, bine, se joacă pe jocuri, nu știu ce face, joacă Fortnite, PS4, Nintendo, de-astea. Ai văzut, băi, Ilono, și tu joci? Sunt aici prin casă, joc la balcon, la în curte. Uite, la... că emisiunea noastră va ajunge la mare. Exact, mare. Va ajunge mare, da, da, așa e. Așa e și eu am zis că investesc, eu pot să spun, băi, eu am fost printre primii, mă, care au fost invitați acolo. Exact. Nu a crescut emisiunea asta. Exact. Și sper că nu moară cu mine. Nu, Doamne ferește, nu se pune problema, eu nu cred așa ceva. Sunt, da? Variante, sunt variante. Când deschizi teatru? Când deschidem teatru, Paula? Bă, eu cred că prin septembrie. Eu cred că domnul mai devreme. Caramitru, am zis, domnul John Caramitru a zis că în iunie, la 1 iunie dă drumul la stagiune. Da? Așa e. Cu celebrul Gigi24. Nu cred. Nu cred. Nu cred. A zis că Teatrul Național poate să joace, care o sală în mijloc, unde e răcoare. Și da, mă, și să pună spectatorii din 3 în 3, ce să facă cu ei? Treaba lui, deschide pe barba lui, ce să mai. Băi, nu e nicio problemă că la teatru se tușea și înainte. Oho, la un moment dat venea să oprești, să zici, bă, dar dacă sunteți bolnavi, stați acasă, bă, frățioare, că ce Dumnezeu, Doamne, iată. Suntem obișnuiți. Uite, mâine e năpasta de la Teatrul Național. De plexiglas în fața scenei, că dacă tușesc înspre noi, să nu vină picăturile alea. Eu nu mai joc, Paula, dar eu nu mai joc în astea care se sărută unii cu alții, eu cel puțin. Păi ce înseamnă asta? Eu nu mă mai sărut, că înainte eu eram chitită. Deci eu când mi se dădea o scenă de asta de sărutat, eram pe omul ăla acolo să-l pun, să-l drăgălesc, să-l iubesc, că eu n-am. Confundai teatrul cu viața, mi s-a părut. Da, mie. Eu mă băgam în el acolo să-l zmotocesc, că așa fac eu, știi, când mă ia flama. Și acum nu mai vreau, îți dai seama, păi ce înseamnă asta, schimb de fluide? Plus că o să fie cam greu să ne sărutăm, atâta timp cât pe bujile noastre o să fie mască. Asta una la mână, Mariu, dar mie mi-ar fi greu oricum cu tine, că na, nu prea te plac așa, dar asta e altă discuție. Dar nu e problemă, măi, Ilona, că eu am buze moi, am buze foarte moi și dulcege, așa, ca cireașa cum ar veni. Da, 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 știu. Băi, eu poi mâine trebuia să am spectacol la Londra. Îți spui mâine la Dublin. Îți dai seama că te umpleai și de bani și de faimă și de succes. De faimă și de... erau afișe internaționale peste tot. Acum dacă nu știu prima de coronavirus. Eram pe cai mari. Bine, copi. Cam asta a fost întâlnirea noastră din seara asta. Paula, să nu închizi, să mai rămâi 5 minute că să ne dai banul.
Da. Să ne dai banul de la card, că da, vrem să punem niște bani din card de acolo. Exact. Să le că avem un cont de PayPal jos afișat pe care pot să doneze bani pentru emisiunea noastră ca să o susțină, nu ca să ne cumpărăm noi băutură spiritoasă, ci ca să o dezvoltăm, să o ducem în televiziune. Exact. Noi la mână. Avem un mail pe care e afișat pe burtieră și pe care ne puteți trimite dacă aveți vreun talent și vreți să apăreți în emisiune cu talentul vostru, ne trimiteți un mail sau orice fel de mail vreți voi, că ne înjurați, că ne așa, cu tare, cu tare. Ce păi, vreți Melin. Voi? Uite, Melina a intrat când tocmai închidem. Melina, îți dăm numerele personale și ne suni la telefon, mai stăm cu tine la telefon puțin. Exact. Că dacă am zis... Na. Bine, Mulțumim Paulei că a fost alături de noi în seara asta și vouă, oameni buni care ne-ați urmărit. Ne vedem, bineînțeles, ca și mâine seară. Marius, te-am pupat. Paula, asta mulțumim. Asta e ultima întrebare, că vreau să întreb. Măi, Paula, dar cum te ții așa de bine? Adică ce creme folosești? Că arăți foarte bine. Ce faci, totuși? Băi, e glumă. Te întreb fără glumă. Ție te recomand cu extract de lopată. Lasă, Paiule, dar nu, te întreb fără glumă. Faci ceva, lume? Mi-am pus niște șuruburi pentru că m-am apucat de bricolaj. Așa. Și mi-am fixat niște șuruburi aici pe urechi. Ai tras de aici un pic, nu? Foarte bună. Când în când, da. Și le mai înșurubez? Mi-au apărut aici două bube, dar nu știu ce. Probabil ai o alergie la oțet, la oțel, nu știu, se poate și asta. Bine, v-am pupat. Dragi spectatori, vă mulțumim că ați stat cu noi. Dragi spectatori și dragi colegi de platou în această seară și mulțumim oamenilor din spatele acestei emisiuni care sunt nici mai mult, nici mai puțin de unul care stă și primește niște e-mail-uri la ora actuală, care nu sunt, că nu există, că nu ne-a trimis nimeni, dar oricum e binevenit și acela. Mulțumim sponsorilor noștri care nu există, da? Bravo, bravo Ilona, bravo! Și să încheiem cu celebrul jingle al emisiunii Welcome Us in Our Home. Te pupăm, Paula! Nu căutăm atenție, vrem doar să crească riciu. Chiar de ne vezi în chiloți, noi suntem la serviciu. Avem vin și suntem cam afumați și ne-am propus să cucerim 10.000 de congelați. Facem și bartere și give it away. Dăm de pomană și pentru bărbați și pentru femei. Primim orice fel de sponsorizări din România, USA sau nu știu care alte țări. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Săraci în portofel, dar mai bogați cu duhul. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Că suntem influenceri, ni se duce buhu. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Săraci în portofel, dar mai bogați cu duhu. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Că suntem influenceri, ni se duce buhu. Stimați congelat, invitați. El nu e Otelo. Ea nu e Dezdemona. Sunt doar Marius și Ilona.